Bună ziua, bine v-am găsit la un nou episod din Șahmat, sunt Ciprian Crețescu. Astăzi alături de mine se află un maestru internațional, un profesor de șah, un organizator de turnee și un blogger extrem de activ, toți în persoana lui Gabriel Grecescu. Salut Gabi, bine ai revenit la Șahmat. Salut Ciprian, îți mulțumesc pentru invitație. Pe Gabriel Grecescu l-ați mai văzut chiar în prima ediție din acest an, la acel dublu comentariu cu marele maestru internațional Andrei Murariu. Gabi a pierdut partida la timp, dar ceea ce nu s-a spus este că noi am filmat atunci 4 jocuri, însă nu am difuzat decât unul pentru că atât ne-a permis spațiul emisiunii. Cele 4 jocuri au fost 2 remize și câte o victorie de fiecare. Demn de menționat este faptul că partida difuzată a fost aleasă chiar la propunerea ta, Gabi, deși ai pierdut-o. Da, o să spun un lucru în premieră acum în această emisiune. Doresc foarte mult să-l promovez pe Andrei Murariu să ajungă în topul mondial și de aceea am considerat că e o bună oportunitate să apară măcar cu o partidă câștigată. De fapt, ca să spunem adevărul, ambii ați considerat acea partidă drept cea mai spectaculoasă și de aceea ați ales-o, dar mi s-a părut foarte... Ok, faptul că ai pierdut partida și nu te-a interesat acest lucru, ai ales-o. Am considerat că scopul întâlnirii noastre a fost să promovăm șahul și un anumit stil de joc, nu rezultatul final a fost cel care era primordial. Gabi, le-am rămas dator telespectatorilor cu câteva detalii despre tine. Așadar, ca jucător, Gabriel Grecescu are titlul de mare maestru internațional. În perioada junioratului a fost campion al României la U16 și U20, iar la seniori are un titlu național pe echipe mixte. Acum Gabi este profesor de șah în școli și la after school, este organizator de turnee. În 2017 a organizat campionatul național individual pe echipe de juniori și, nu în ultimul rând, Gabi este un veritabil jurnalist de șah, cofondator alături de marele maestru internațional Alin Berescu, al site-ului Shahish.ro. Gabi, cum reușești să-ți faci timp pentru atât de multe activități? În primul rând, sunt pasionat de șah. Sunt și jucător, așa cum bine ai enumerat, fac mai multe lucruri, dar toate acestea converg, bineînțeles, către șah și pentru șah. Spune-ne puțin despre fiecare în parte. Ca profesor, o să începem ca profesor de șah. Consider că aceasta este activitatea de bază pe care o prestez. Am ajuns să predau șah datorită prietenului meu, Andrei Murariu, care a venit la mine într-o seară. La vremea respectivă lucram în multinaționale și mi-a zis, de ce nu ai vrea să predai șah? Bineînțeles, mi s-a părut pe moment o idee nu foarte încântătoare. La vremea respectivă visam la o carieră în cu totul alt domeniu, dar o săptămână mai târziu l-am rechemat pe Andrei la mine și am început să punem bazele unei noi cariere pentru mine, cea de profesor de șah. Și de atunci am reușit să dezvolt rând pe rând toate activitățile pe care le-ai enumerat mai devreme. Și acum cu ce te ocupi în mod principal? În mod principal cu predarea șahului în școli și after school-uri. Iar nu știu dacă există în mod secundar sau principal, toate activitățile pe care le fac îmi sunt dragi și nu aș vrea să vorbesc despre una ca fiind preferată sau mai puțin preferată. Vom continua discuția pe această temă în interviul care va fi postat pe canalul de YouTube. Acum te invit să deschizi prima partidă de școală din această emisiune. Să vedem. Avem piesele albe, jucăm împotriva unui jucător cu nickname-ul H55C din Turcia. Am ales să deschid partida cu E4, G6, probabil își dorește un piruf să joace D4, nebun G7. Nu vom face lucruri spectaculoase în deschidere, vom încerca să dezvoltăm cât mai corect piesele. C6. Aici își dorește o variantă diferită, să joace D5 la mutarea următoare, să-mi atace direct centrul, după care are un plan mai vechi cu F6, cal H6, cal F7, dar acest lucru nu ne deranjează. Acum un alt plan de-a lui ar fi să-și dezvolte nebunul la G4, să facă acest schimb și să pună presiune pe câmpul D4. Vom împiedica acest lucru, jucăm H3. Un schimb
natural de pioni. Și aici sunt în fața unei decizii. Este mai bine sau nu este mai bine să fac acest schimb de cai? De obicei, în pozițiile în care deții avantajul de spațiu, este mai bine să nu faci schimburi de piese pentru a îngreuna dezvoltarea și planul adversarului, pentru că fiind restrâns, este mult mai greu să își pună planurile în aplicare. Acum, ca opțiune, aș avea să mă retrag cu calul în C3 sau în G3. În G3 nu prea are un viitor calul acesta din cauza pionului din G6. Așadar, după toate explicațiile mele, voi lua în F6. Să nu uiți că este... contează foarte mult și timpul. Da, vom încerca să ne grăbim. De 5 minute. Nebune 2. Fără increment. Da. Dezvoltăm puțin mai repede piesele. El a luat cu pionul E la F6, un lucru nu foarte bun pentru el, pentru că a ajuns cu acești 4 pioni dublați, cred că B3 ar fi o mutare bună, mai ales împotriva acestui cal din B6. Iar aici el își dorește A4, damă C2. O să lăsăm să joace A4. F5, turn FD1, ne dezvoltăm normal piesele, damă C7. Adversarul mută A4. Destul de repede. Da, mută destul de repede, asta nu înseamnă că și foarte bine. Probabil era mai bine să fi mutat turnul de pe A la D1, iar turnul de pe F la C1. De multe ori șahiștii au această problemă, când trebuie să aleagă care turn să-l aducă pe o anumită coloană. Ei, aici prima greșeală, C5 majoră. Pentru că acum, după mutarea D5, vom captura acest nebun, care arăta oarecum ca un pion, fiind înconjurat numai de pionii proprii. Jucând atât de repede, el n-a observat că tu ai mutat, ai fugit cu tura de pe A1, probabil că planul lui era să-ți prindă acest nebun, după care ne vom regrupa nebun de 2, nebun C3. În mod normal, într-o poziție de acest gen, a încercat, încearcă puțin să complice lucrurile. Feia E3, noi vom lua iară mutare cu tempo. Încurajez pe toți copiii să facă cât mai multe mutări cu tempo. Și aici acest pion este bine sau nu să luăm, deocamdată îl vom lua. Uneori este de preferat rege F1, pentru că pionul respectiv cumva devine un apărător. Te ascunzi în spatele lui. Exact. Și acum trebuie să vedem, să ne uităm puțin. Avem mai multe posibilități pe care le putem urma. Damă F4, bineînțeles, el încearcă să vină cumva pe câmpurile negre, din cauza faptului că eu am rămas fără nebunul de câmpuri negre. Mai puțin de 2 minute. Da, nu este o problemă. Vom lua și noi iară cu tempo șah. Mai schimbăm piese, avantajul este unul considerabil. Rege H8. Dublăm turnurile pe coloană. Va încerca probabil aici nebun de 4, pentru că nu vom putea lua cu calul, noi vom juca nebune 5. Să vedem cum am putea aici să... Ar mai trebui și noi să punem o piesă pe câmp negru. Damă de 2. Calul este un foarte bun apărător. Posibil cel mai bun apărător când este lângă rege, pentru că reușește să controleze foarte multe câmpuri. Rege F1. Puteam și rege G1, pentru că aveam calul din F3 care ne apăra foarte bine. Dar instinctiv m-am dus pe un câmp alb. De multe ori reușim în partidele de blitz să facem mutări pe care, după ce am mutat, ne-am dat seama dacă sunt bune. Vom propune acum un schimb de dame. Dame E1. Orice schimb acum este în avantajul tău. Da, cu siguranță. Poziția este câștigată. Este doar o formalitate pentru orice jucător care are peste 1800 elo în viața reală. Acum să sperăm că voi reuși și eu acest lucru. Probabil rege G7. Vom juca și noi rege F2. Va lua în F7. Turn de 7, vom mai ciuguli niște pioni.
După cum am văzut și telespectatorii au văzut, șahiștilor le place foarte mult să ciugulească pioni. Un pion este un pion. Acum, aici nu aș vrea deocamdată. Poate reușim să creăm o plasă de mat. Dacă va juca rege F6, vom juca H4 și poate vom reuși să creăm o frumoasă plasă de mat. Exact ce ziceam, probabil turn F8 și vom juca nebun G4 cu amenințarea cale 4. S-a eliberat să fugă către E5, dar tot este într-o plasă de mat. Turne 7, vom lua toate piese. Adică e foarte greu acum pentru mine să comentez ceva în favoarea lui. Nebun E4, activizăm și nebunul, probabil turn F2, rege H3. Și cam atât cu amenințările lui la rege. Șah, să... dacă va veni pe B7, vom lua și în C5, iară cu șah. Mutările cu tempo sunt foarte bune la orice nivel. Iară, șah prin deschidere, șah, da? Da. Dacă se va duce pe A6, vom juca turn C8 și amenințăm mat în A8. Singura speranță să salveze matul va fi B5 acum. Pe care a văzut-o. Și noi vom veni și cu calul în E6. Încercăm să venim cu toate piesele aici. Amenințăm deja turn C6, turn A6 și turn A8 mat. Cel mai probabil. Da. Da. O partidă tocmai bună de arătat elevilor tăi de la școli și after school. Da, da, cu siguranță. Încerc de fiecare dată să joc cât mai principial. Acesta poate fi un minus pentru un jucător, pentru că a ajuns la anumit nivel, deschiderile în ziua de astăzi sunt mai mult sau mai puțin principiale. Și mutările, și gândirea, și de aceea antrenorii de multe ori au probleme în momentul în care ajung la tablă. Pentru că sunt în căutarea tot timpul unei mutări principiale. Nu în căutarea cele mai bune mutări. Bineînțeles, mă refer la nivel de maestru internațional, mare maestru și așa mai departe. Gabi, voi face acum un scurt anunț. Cei care ne urmăresc pe Facebook știu deja despre ce este vorba. Aceasta este ultima ediție a emisiunii Șahmat în actualul format. Începând de săptămâna viitoare, va exista o mică schimbare în sensul că prima jumătate a emisiunii va conține câte o lecție de șah susținută de mari maestri invitați. Temele acestor lecții vor fi alese dintre propunerile dumneavoastră. Mai multe detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook Șahmat la TVR1. Nu vor dispărea însă partidele școală care au atât de mult succes în rândul pasionaților de șah. Acestea se vor regăsi în a doua jumătate a fiecărui episod. Gabi, pentru că încheiem un capitol aici la Șahmat, îți propun să marcăm momentul cu ceva deosebit. Ce zici dacă ai juca următoarea partidă legat la ochi? Da, cu mare plăcere. Sperăm că voi și supraviețui după această partidă. Am pregătit pentru acest moment o banderolă. Va trebui să facem schimb de locuri pentru că... Da, este evident. Da? Acesta este laptopul conectat la tabla de șah pe care telespectatorii văd partida. Facem schimb de locuri. Eu îți voi dicta mutările adversarului și voi face mutările tale. Da. O să te mai întreb foarte mult cum stăm cu timpul, foarte des. Sigur că da. Și o să rezum cumva comentariile mele pentru a încerca să fiu cât mai eficient. Vrei ca ultimele 30 de secunde să-ți dai banderola jos în ultimele 30 de secunde? Jucăm până la capăt. Până la capăt? Da, all in. Da. Bun, haideți să vedem ce iese. Pregătesc acum partida. Confortabilă banderola? Foarte. Să nu fie prea confortabilă, să nu te ia somnul în timpul jocului? Totul depinde de adversar, în funcție de cât de multe probleme va reuși să... Caut acum un adversar. Ești cu piesele albe. Și vom începe cu mutarea C4. C4. Adversarul a mutat E5.
Și noi G3 vom încerca să fie anchetăm repede nebunul, să dezvoltăm piesele. G3 este deschiderea zis, da? Engleză, da. A mutat nebun la C5. Nebun G2. Este o deschidere pe care am jucat-o de nenumărate ori. Cal la C6 a mutat. Cal C3. Cal C3. Este o deschidere despre care a scris foarte multe cărți. Cal F6. Domnul Marin, care a fost invitat aici la TVR1. Cal F6. Și aici, dacă a juca E3, există un oarecare gambit cu D5. De aceea vom juca A3. A3. Presupun A5 sau A6. Sau D6 se mai joacă. A6 a jucat adversarul. E3. E3. D6 a mutat pionul. Cal G la E2. Cal G la E2. A venit cu nebunul la G4. H3. H3. El își dorește să schimbe nebunul respectiv de fianchetă, dar... S-a retras cu nebunul la H5. La H5. Și acum a rocada mică. Nu știu de ce simt nevoia să menționez, dar că nu se putea face rocada mare. Rocada mică a făcut-o și el. Și acum vom juca D3. D3. Da, pionul de la D2 la D3 din fața damei. A mutat turn la E8. Își dorește acum, la un moment dat, să joace nebun G6 și E4. Nu ne deranjează foarte mult planul său. Și acum vom continua tot așa, încet și sigur, B3, pionul de pe B2 pe B3. B3. Am mutat damă la D7. Damă D7. Noi vom juca nebun B2. Nebun. Fii anchetăm și noi nebun. B2. Nebunul stă rău acum, nebunul în H5. Trebuie să-i găsească o poziție utilă să facă ceva. Probabil nebun G6. A mutat H6. H6. Damă D2. Damă D2. Și am făcut legătura între turnuri. Acum putem spune că am terminat deschiderea. Ieși de pe legătura cu nebunul. Exact. De care văd că n-ai uitat, ceea ce e foarte bine. A venit cu dama la F5. Damă F5. Cumva mă atrage să joc G4, să îi provoc o furculiță și să facă un mic sacrificiu acolo. Acum mă gândesc să văd dacă chiar are ceva. Și avem o mutare. Noi nu îi vom satisface această curiozitate, mai ales fiind o partidă de blitz și apărările sunt mai greu de găsit. Mă gândesc dacă să jucăm cal E4 sau cal D5. Și vom juca cal D5. Cal D5. Calul din C3 la D5. Amenințăm să luăm în C7. Dacă va lua în D5, vom lua cu C-ul și vom lua cu tempo, după care vom putea juca G4 liniștiți. Mai 2 minute, adversarul mai are 4 minute. A venit, ți-a luat cu nebunul în la E2. Damă ia E2. Damă ia E2. Turn din A la C8. Turn din A la C8. Și apărat acela. Vom juca și noi turn din A la C1. Turn din A la C1. În cazul în care va lua, bineînțeles, vom lua cu C-ul și vom deschide acolo. În cazul în care va lua calul, da? Da. Va lua calul la D5. O să luăm cu C-ul. Nu, am împins pionul la E4. Pionul la E4. Aceasta este clar o slăbire. Calea F6, șah. Cal, ia F6, va trebui să ia cu G-ul. A luat cu G-ul, da. Și acum vom juca D-ia la E4. D-ia la E4. A fost o greșeală importantă din partea lui și a slăbit poziția regelui, ne-a dat și un pion. S-a retras cu regina la G6. La G6.
Și acum vom juca și noi rege H2. Pentru că o să începem să împingem H2. Pionii respectivi la un moment dat. Mai un minut și 18. A mutat calul din C la E5. F4. F4. Va trebui să se retragă și după ce se retrage, jucăm damă F3. Damă F3. Nu știu unde s-a retras, pe D6. Da, s-a retras în, pe C6, pe C6 cu calul. Îmi cer scuze. Am împins pion F5. Și noi vom lua Eia F5. Eia la F5, da. Va lua probabil cu dama. Mai 58 de secunde. A luat? Nu a luat, se gândește. După ce o să ia cu dama, dacă ia cu dama, jucăm E4. Pionul a luat cu dama E4. E4. Și acum să vedem unde se retrage. Dacă se retrage. S-a retras din nou la G6. F5. F5. I-am dat câmpul E5 și acum să vedem unde se va duce. Dacă pe H7 încercăm să... S-a dus pe G5. H4. H4. Îi atacăm dama. S-a retras la E7. Damă G4 șah. Damă G4 șah. Singura va fi damă G5 și aici, în mod normal, ar trebui să dăm destul de rapid. Și a cedat. A cedat. Probabil nu știa că... Ai câștigat partida, mai aveai 43 de secunde la dispoziție și un atac devastator. Da, trebuia să joace damă G5, am filat cu H-ul și probabil în câteva mutări era mat. Ne-a și ajutat oarecum adversarul. De multe ori adversarul te ajută să câștigi o partidă fără să faci mare lucru, cum a fost și cazul acesta. Felicitări, Gabi, pentru că ai avut curajul să accepți provocarea lansată de mine. Mulțumesc și cu mare drag și altă dată. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, pentru partidele școală disputate, pentru interviul pe care iubitorii șahului îl vor găsi postat pe canalul nostru de YouTube. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost așadar ultima ediție Șahmat în actualul format. De săptămâna viitoare vom introduce și lecțiile de șah de care vă spuneam mai devreme și despre care găsiți amănunte pe pagina noastră de Facebook. Sunt Ciprian Crețescu și vă aștept sâmbăta viitoare cu noul format al emisiunii Șahmat. La revedere!